Asociația pentru Protecția Consumatorilor din România atrage atenția asupra anomaliilor descoperite de-a lungul timpului pe litoralul românesc. Una dintre acestea este taxa de duș, care costă 5 lei pe unele sectoare de plaje din Mamaia. Conform spynews.ro, dacă ajungi în stațiunea Mamaia vara aceasta, este posibil să ajungi să plătești taxă de duș. Dacă vrei să te speli pe plajă, Asociația pentru Protecția Consumatorilor din România a transmis o atenționare cu privire la aceste taxe și alte situații de pe litoral care încalcă reglementările legale. Dacă ești pe plajă și trebuie să mergi la toaletă, trebuie să iei cheia de la bar pentru a deschide lacătul de la toaleta ecologică. Dacă vrei să faci un duș după plajă, trebuie să ai la tine 5 lei pentru a plăti taxa de acces la duș, condiții de mahala în unele sectoare, sub sectoare de plajă de pe litoral, în ceea ce privește asigurarea condițiilor sanitare stabile prin legislația aplicabilă. Operatorii de pe plajă sunt obligați de legislație să asigure următoarele condiții: o cabină de schimbare a vestimentației la 100 de turiști, o pubelă de 100-150 de litri pentru colectarea deșeurilor la o suprafață de 250 de metri pătrați, un grup sanitar la 50 de turiști, un duș la 50 de turiști. Față de cerințele menționate mai sus, unii operatori de plajă au amplasat toalete ecologice insuficiente ca număr raportat la gradul de încărcare al sectorului respectiv de plajă, transmite asociația prin intermediul paginii oficiale de Facebook. Unele plaje nu au toalete, fiind folosite cele ecologice, cu toate că primăria a adus în zona limitrofă plajei, între promenadă și plajă, toate unitățile necesare, apă, canalizare și curent electric, iar obligativitatea amplasării de grupuri sanitare și dușuri revenea operatorilor de plajă, știut fiind că în absența acestora nu se poate obține autorizația turistică pentru plajă. Anumiți operatori nu au realizat facilități necesare pentru turiști cu privire la grupuri sanitare acordate la canalizare și au improvizat aceste facilități prin folosirea acelor cutii de metal cunoscute cu denumirea de toalete ecologice, iar cel mai grav lucru l-a constituit faptul că cei de la Direcția de Autorizare și Control din Ministerul Antreprenoriatului și Turismului au închis ochii acceptând această soluție neigienică și cu riscuri privind îmbolnăvirea turiștilor, astfel că le-au acordat operatorilor de plajă autorizația necesară funcționării, mai transmit reprezentanții asociației, relatează Știri de Cluj.ro.